Bună seara, dragi prieteni, din nou am vizionat câteva secvențe din această așa zisă investigație pe care a publicat-o <coughs> Pardon, astăzi cu mare fast televiziunea TV2 Găurele, altfel zis TV8. Nimic deosebit, nimic ieșit din comun, așa zisă investigație, pentru că nu au investigat absolut nimic, au luat datele publice din declarația de avere a lui Mihai Popșoi, eu nu sunt avocatul lui, nu sunt prietenul lui. Noi nu am vorbit probabil niciodată față în față pe viu, cel puțin eu nu-mi amintesc. Dar atunci când văd un exemplu de propagandă și cei care mă cunosc știu că eu mereu reacționez indiferent despre cine n-ar fi vorba. Chiar dacă suntem concurenți politici sau dușmani politici, eu mereu voi promova și voi spune adevărul în detrimentul minciunii pentru că aceste minciuni odată și odată să înceteze. Suntem martorii unei propagande care se realizează prin asociere. Cu altul cuvinte, iei un om dintr-o tabără parcă bună și îl pui lângă un om dintr-o tabără parcă nebună. Îl iei pe Popșoi de la pas și îl alipești lângă Radu Mudreac. La Radu Mudreac s-au făcut investigații și cercetări privind averea lui declarată și cea nedeclarată, s-au descoperit diferențe de avere, îmbogățire ilicite sau care, care, nu poate fi demonstrată legal. Omul s-a îmbogățit foarte dubios destul de mult în ultimul timp și îl luăm frumos pe domnul Popșoi, care a declarat faptul că a cumpărat cu 60.000 de euro o bază de odihnă la vadul lui Vodă părinții lui s-au ocupat cu treaba asta toată viața. Că el a avut un apartament încă din 2012, că el a vândut două mașini și a cumpărat alta și a rămas o de bani. Totul este verificat, totul e transparent, dar trebuie să fie denigrat și băgat în oala asta din două motive. Primul, ca TV8 să simuleze că este o presă liberă și independentă și uite, vezi, noi facem despre cei de la pas. Noi nu suntem culcați sub pas, doamne ferește. Noi suntem independenți, noi nu suntem, doamne ferește, părtinitori. Noi spunem și despre guvernare. Da, ei recunosc că au avut această informație încă din decembrie anul trecut, adică iată, aproape jumate de ani i-au ținut la murat, la prăfuit această informație, pentru că astăzi, în toiul unei lupte interne de clanuri politice din pas, să o facă publică. De ce? Cu ce interes? O să vă spun și veți descoperi în clipurile video ce urmează, ce reglări de conturi, ce fel de clanuri politice s-au format în pas și cine cu cine luptă și folosește această televiziune pe post de reglări de conturi. Obiectivul este ca dumneavoastră să considerați că ei fac investigații, că ei sunt integri și ei inclusiv fac investigații și despre guvernare, doamne ferește, ei nu sculcați sub guvernare, în ghilimele de rigoare. Și bineînțeles să, să considerați că, domnule, uite, acolo este, este vorba despre niște taine, niște corupții. Într-o țară plină de sărăcie și de deznădejde, de prețuri foarte mari și de salarii foarte mici, tu arăți că un om, domnule, s-a descurcat, a cumpărat, a vândut, a construiește, repară, vrea să facă ceva. Bine că investește în Moldova, bine că nu investește pe sticotare. Iată ce ar trebui să fie investigat, vă spun eu chiar acum, ar trebui să investigăm nu tabăra de odihne pe care a cumpărat-o Popșoi cu bani, declarați, în declarația de Totul e demonstrat. Întrebări față de proveniența banilor nu sunt. Totul a achitat taxă și impozite, Totul e în regulă. Omul a declarat public la stat. Ar trebui să investigăm uh, doamna, uh, cum îi spun ei, uh, nu Revenco, dar cealaltă de la Ministerul Sănătății, Nemerenco. Ar trebui pe ea să o investigăm. În România, din fonduri europene, deturnate și -o cumpărat o bază de odihnă, care trebuia să fie loc de odihnă, care trebuia să fie business în România, pentru a deschide noi locuri de muncă, pentru a promova turismul rural și așa mai departe. Dumnezeu a câștigat un proiect european, sub pretextul că va deschide o bază de odihnă, că va promova turismul rural, că va deschide locuri de muncă și va fi o investiție în economie. În realitate, așa a făcut ei, pentru sine însă și pentru dânsa, pentru uz personal, și-a făcut, și făcut o bază de odihnă. În acest sens, a fost pornită o investigație. O, 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 Parlamentul European știe despre acest lucru. La nivel european, instituțiile europene au pornit o investigație și au dat un verdict că, în acest caz, a fost vorba de deturnare de fonduri. Ar trebui să investigați Casa Angeli Gonța, pe care a primit-o prin intermediar de la Vlad Filat, de la unul dintre consilierii lui. Ar trebui să investigați averile celor care lucrează la TV8. De unde sunt ele? De unde are Mariana Rața apartament în blocurile locative unde a investit bani pe Slav Platon și unde mama lui are câteva apartamente pe care le dă în chirie? Iată, acolo ar trebui de investigat, dragii mei de la TV8, dacă sunteți atât de curajoși, de bravo. Ar trebui să investigați celelalte clanuri din pas, de unde au milioane, de unde au porșuri caien, de ce susțin și promovează în funcții publice persoane de pe timpul lui Plahutniuc și Dodon. Asta voi nu vreți să investigați. Despre Lilian Chișca de la niciun cuvânt. Despre Angela Gonța și casa ei de lângă Valea Morilor, dintr-o zonă rezidențială de lux, în apropiere și-a făcut casă și plahotniuc, în apropiere are proprietăți și elanșor prin intermediari, prin interpuși, o, într-o zonă luxoasă. Pe ce bani? Pe bani de jurnalism independent. Poate de la ProTV, unde avea 5 sau 7 mii de lei salariul lunar. Iată, acolo ar trebui să faceți investigații. Despre furtul miliardului, dragii mei prieteni, cum Vlad Filat și-a scos toți banii bătând palma cu Plahotniuc, pot să vă public 3 sau 4 decizii ale instanțelor de judecată în timpul cât instanțele de judecată erau controlate de către Plahotniuc, cum filat victima anghilimele a lui Plahotniuc și-a scos toți banii. Ar trebui să faceți o investigație despre fiul lui Vlad Filat, despre care filat spune că nu are nicio treabă cu banii din Republica Moldova, dar l-am prins că a fost membru al Consiliului de Administrare al companiei Capital Invest Company, care apropo deținea foarte multe proprietăți de sute de mii de euro în România și care au fost înstrăinate, vândute, deși Republica Moldova parcă copus pus sequestru pe ele. Dar n-a fost pus niciun fel de sechestru, pentru că Plahotniuc și Filat bătuse palma în pușcărie și i-au permis să-și scoată toate averile. Despre asta voi nu faceți investigații pentru că este o informație incomodă, pentru că nu aveți indicații să o faceți și pentru că, direct sau indirect, noi am văzut cu dumneavoastră cu toții cum Vlad Filat transmitea 50.000 de euro Angelei Gonța și o întrebat dacă vizualizările sunt ok, dacă este criticat cine trebuie și dacă totul este în regulă. Iată ce înseamnă, în ghilimele de rigoare, presa liberă și independentă din Republica Moldova. Domnul Popșoi, noi suntem cu dumneavoastră concurenți politici, nu dușmani, că suntem parcă pentru aceiași direcții, provest, pro-Uniunea Europeană, pro-România, suntem concurenți, nu dușmani. Dușmani astea, socialiști, șor, usate, alții. Deci, usate tot, parcă în ultimul timp, din s să mai corectat. Dar eu nu, nu vreau să mă fac că nu am văzut. Chiar dacă poate mie nu mi-e chiar convenabil politic să vă iau apărarea, chiar dacă poate nu, nu am de câștigat politic, eu spun asta pentru că eu asta cred pentru că eu consider că această pseudo-investigație este o bătaie de joc, asistăm la o denigrare prin asociere, ca să fiți asociat cu o persoană odioasă, care a participat la fel de fel de scheme, care este din Partidul Socialistului și noi știm foarte exact cu ce s-au ocupat ei și căror interese străine ale Federației Rusiei ei slujesc. Și eu știu că aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Nu întâmplător să iei un om de la pas, care încurcă, care nu trebuie, care face și nu, nu le place la cineva, sau spune ce și nu le place la cineva, sau susține un grup anume din, din pas, pentru că și în pas sunt mai multe grupări, grupirofi și politice. Unii luptă cu ceilalți pentru sfere de influență, pentru funcții, pentru concursuri, care pe care să-l și proiect de lege să treacă, care să nu treacă să nu credeți că pasul este un monolit. Doamne ferește, acolo sunt mai multe falii, mai, ca la o, cum spune doamna președinte, ca la o plăcintă. Sunt mai multe felii de plăcintă și fiecare luptă pentru interesul și pentru direcția ei. Iată că domnul Popșoi a trecut drumul cuiva. Felicitări mele, domnul Popșoi. Cred că asta e doar începutul. Eu cred că o să mai aflăm în foarte multe ce investiții vreți să mai faceți dumneavoastră. Ne-au arătat și Cajaro, ne-au arătat și mașinile pe care le-ați vândut. De parcă noi nu puteam să intrăm pe site-ul declarațiilor dumneavoastră de venit și să vedem acest lucru. Și iată cum informația publică, arhi cunoscută pentru ori și moldovan la ori și oră, poate online să intre și să vadă această avere, ei o prezentă drept investigații. Ei, în general, au idei și asta investigații, eu mă întreb. Investigații atunci când tu săchi, dezgrochi, documente, acte, probe, care opinia publică nu le cunoaște, la care nu are acces, prin sursă, prin persoane care îți furnizează informații ascunse ca să scoți la suprafață lucruri care sunt tăinuite, ascunse ca să scoți la suprafață adevărul. Ei au luat lucrurile care toată lumea le știe și hai să le arătăm de ce. Pentru că în toi o sărăcii, deznădejdei și a, 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 dezastrului economic care se întâmplă în Republica Moldova, să prindă șiudă. Exact ca în comunism, un fel de revoluție a claselor, știi? Cei mulți și săraci să iurască pe cei puțini și o lecuțică bogați care mai au o mașină, mai au o casă, mai fac ceva prin Republica Moldova. Să învârți, să descurcă, încearcă să dezvolte ceva. Bine că ați investit, adică eu n-am nici un fel de ciudă, nici fel de invidie. Bine că ați băgat banii aici și nu i-ați dus pe O să aveți niște locuri de muncă pentru părinți, o să promovăm turismul la Vod că e foarte frumos și ar trebui de mult să fie o zonă turistică dezvoltată. Ați declarat totul, sunt plătite taxe și impozite, soția lucrează la o ambasadă, are în jur de 590.000 de lei anual salariu, asta sunt 30.000 de euro, aveți apartamente încă din 2012. Eu, eu nu am văzut personal în această investigație nicio informație nouă, necunoscută, care să prejudicieze imaginea unui polician, spună, vai, uitați-vă și hoți bandit și corupt. Și atunci eu mă întreb, de ce ar trebui să vă plieze, să vă lipească de imaginea lui Radu Mudreac, care a fost investigat, în privința căruia sunt întrebări legate de avere, legate de integritatea dumnealui, ne mai vorbim de faptul că este la PSRM și știm foarte exact cum a ajuns în PSRM, de unde a venit, ce înțelegeri s-au făcut și ce rol a avut, au avut dumnealui și voturile pe care le-a exprimat fiind parlamentar și la ce scheme și fără de lege au servit. Iată o nouă tactică de, de denigrare, uh, arhiconoscută. Cei de la TV 2 găuriele sunt niște uh, killeri politici care execută ordine la comandă, acest lucru trebuie să fie arhiconoscut, ori cer, cercarea lor de a compărea în spațiu public drept jurnaliști liberi și independenți este un fals, este o minciună, ei sunt finanțați din granturi externe și inclusiv din bani de la de fel de fel de oligarhi locali. Am spus și am publicat secvența video în care Vlad Filat, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, condamnat pentru acte de corupție, ia vorbea cu Angela Gonța, care citește știrile la TV8, despre 60.000 de euro. Pentru asta mi-a fost blocat și contul pe Facebook. N-am putut să intru mult timp în live. Oamenii mă întrebau unde am dispărut. Nicăieri Dispărut, eu sunt tot aici. Doar că în Republica Moldova, pentru adevăr, poți fi și pedepsit. Nu le place celor propagandiștilor, nu le place când se spune adevărul. Ei ar prefera ca nimeni să nu știe. Eu mă întreb, cu cât tu pe eu poți să arăți casa unui om, când tu singur ai o casă de sute de mii de euro, într-o zonă de lux, acolo unde are șor, acolo unde are plahotniuc, nu departe, nu de sunt 100 de metri, 200 de metri, eu m-am plimbat pe jos un minut sau două și am ajuns la casa Angeliei Gonța și am filmat-o. Repet, această casă a fost uh, transmisă de la filat către Angela Gonța, prin persoane interpuse, eu pot să vă spun și numele, să vă arăt și actele și multe alte chestii despre cum s-a format această televiziune, preluată de la un peledemist, uh, uh, cum s-a transformat din TV7 în TV8 și căror interese ea serviește. Dragi moldoveni, trezeți-vă nu consumați propagandă, priviți și urmăriți investigații reale, într-adevăr, făcute corect. TV8 de foarte multe ori operează cu noțiunea de investigație, ceea ce de fapt nu este o investigație. Atunci când tu iei informația publică, accesibilă pentru toți, și o publici încă o dată, și pur și simplu duci la fața locului și ni filmezi și ne arăți fizic cum asta arată și unde asta există, asta nu e investigație. Investigație atunci când tu întreprinzi un șir de acțiuni. Pentru a scoate la suprafață informația ascunsă, inaccesibilă opiniei publice, inaccesibilă publicului larg, pentru ca noi să aflăm lucruri tainice și să facem o impresie și o concluzie amplă, corectă despre un politician sau altă. Și atunci când tu faci, nu știu, despre fiecare separat sau uh, uh, le aranjezi cumva mai mai onest, aici aveți un exemplu cras de propagandă. Domnul Popșoi, eu cred că dumneavoastră, într-o bună zi, o să spuneți opinii publice de ce, cine, la comanda cui și cu ce ați încurcat, cu ce a încurcat grupul de fapt, din care faceți parte, ce îi deranjează pe ei și noi am văzut în ultimul timp niște scandaluri în Parlamentul Republicii Moldova care demonstrează clar anumite reglări de conturi între grupările din interiorul PAS. Și nu uitați, dragii mei, că TV8 și Parlamentul nostru și PAS ar trebui să se ocupe de problemele publice ale cetățenilor Republicii Moldova. Nu să se ocupe de reglările lor de conturi, de războrșile și luptele lor interne, intestinale, fratricide, de râsul găinilor, bătaie de joc. Iată, pe moldoveni îi consideră de proști. Această televiziune consideră că moldovenii pot fi băjocoriți Așa consideră ei, ei așa cot și ei asta dau dovadă de fiecare dată când publică așa zise investigații. Denigrându-i toți cei incomuzi, murdărindu-i în speranța că opinia publică își va forma o părere negativă despre ei, îi va decredibiliza ca persoane și ulterior acestea nici măcar nu vor putea să se apere. Care este finalitatea acestei investigații? E ca eu privesc și ce trebuie eu să înțeleg. Ce trebuie să înțeleg? Popșoi un om rău, așa, uitați-vă la dânsul, îi merge ghineu și-o cumpărat, o vândut, că care e scopul? Adică privind această investigație, ce trebuie noi să înțelegem? Care-i În privința lui Radu Mudrea, da, bine, ne a adus la cunoștința opiniei publice, niște ilegalități, niște chestii, într-adevăr o investigație, ce avere are, de unde, cât nu a declarat, cât a tăinuit, așa mai departe. Aici întrebări nu sunt. Da, e ca în privința la Popșoi, eu și trebuie să înțeleg. Cui a trecut el drumul? care e problema acolo? Un pas și de partea cui se implică această televiziune? P și ne ajută și cine vrea să oprească din ceea ce fac ei? Iată, Asta e, iată, e întrebarea mea acestei seri pentru dumneavoastră, pentru opinia publică, pentru mentalul nostru colectiv. Noi ce trebuie să înțelegem? Noi cu ce concluzie, cu ce morală? Știți că la școală, când citeam un eseu, o poveste sau o, o povață, la final era morală, da? ideea cheie, nota bene. Care este ideea pe care noi trebuie să plecăm după această pseudo-investigație? Că el e rău, cu ei v-au trecut drumul, că TV8 critică și guvernarea și asta înseamnă că ei ar fi de fapt o televiziune integră? Care este morala? Eu n-am înțeles nicio morală, dar morala mea este foarte simplă. Atunci când sunt cu pufșor pe bătișor și nu poți arăta, doamna rață, arătați-ne, vă rog frumos, salariul dumneavoastră pe care l-ați primit la ziarul național, atunci când filat finanța ziarul național, inclusiv din compania AVA, care este implicată în furtul miliardului și eu dețin acte. Va veni ziua, eu aștept această zi, ea se va întâmpla neaparat. ea va fi în platoul TV8, când eu o să vin și o să-i pun drept în față, ca să vedeți și dumneavoastră cum banii din furtul miliardului ajungeau inclusiv la Mariana Rață. Haideți, v-am -am filmat și o să vă mai filmez și o să vă mai arăt încă o dată casa Angeliei Gonța, primită de la Vlad Filat. Dumneavoastră încă ați uitat că Angela Gonța și cu un Porsche de ultimă generație din salon s-a accidentat în parcare la mall. Nu asta ați uitat că ei își cumpăraseră aproape cea mai scumpă casă din Republica Moldova cu felat că numai numai s-a Pe ce bani toate aceste lucruri? De unde? Din ce proveniență? Și voi mai aveți tupeul la TV8 să citiți voi care sunteți fii soțiile, fie amantele oligarhilor din Republica Moldova și faceți propagandă, aveți tupeul să citiți cu lacrimi în ochi moldovenilor Că bunicuțele noastre sărace și pensionarele nu au bani suficienți ca să trăiască de medicamente și așa mai departe, să se întrețină. Cât tupeu trebuie să ai să într-o casă de sute de mii de euro, să o viață de lux, să fii implicat în toate schemele astea, la telefon să vorbiți despre 50 de mii de euro despre vizualizări despre să cine trebuie, să aveți tupeul ăsta încă să mai pretindeți că voi combateți propaganda și voi informați corect opinia publică din Republica Moldova. Pu mi-e de asemenea, mizerii care se întâmplă în Republica Moldova. Eu asta am vrut să vă spun, dragi prieteni, dacă sunteți de acord cu ceea ce cred, ceea ce gândesc, ceea ce expun eu, vă rog să distribuiți acest clip video mai departe și ne auzim neapărat în fiecare zi, în pofida tuturor încercărilor de a mă denigra. Despre asta am să fac un clip video aparte, o să vedeți, se bate recordul în Republica Moldova, probabil cele mai multe denigrări, cele mai pestrițe, cele mai diferite, de tot ce le-a s o spus despre mine. Numai și nu s-a spus. Dacă ne apucăm să luăm dicționarul explicativ al limbii române și toate cuvintele și calificativele cele mai urâte, cred că toate mi-au fost atribuite. Probabil trebuie să mai inventez ceva nou, numai ca să-mi închide gura, ca să nu spun aceste lucruri. Doar că ce ce spun eu este probat cu documente, eu am acte. Eu când deschid gura și vorbesc, am documente care confirmă asta. În caz contrar, nu vorbesc. De asta suntem ei, nu pur și simplu de opiniile mele, ci de probele pe care le-am. Dacă ar vedea toată Moldova aceste lucruri, eu cred că cu totul altfel ar judeca și cu totul altfel ar vota cetățenii Republicii Moldova. Трезири малдовен, като му и предръзи.